pregătiți-vă pentru o înfruntare epică în 4 runde. Pe 13 mai, Irina Rimes și Spike vă dau întâlnire la Rome Expo. Despre ce este vorba, să ne spună chiar ei. Bine ați venit, dragilor! Neața! Nu vă vorbiți? Sunteți șertați? Ne pregătim pentru eveniment, știi? Adică ne-am uitat Eu am văzut... Nu știu, eu vorbesc cu Spike, dar el nu vorbește Eu am văzut ceva la tine pe Instagram, Spike, la un moment dat. Ai dat un print screen dintr-o conversație pe care ați avut-o voi pe WhatsApp, în care Irina se lua de tine, tu te luai de ea. A fost foarte intensă aceasta. Despre ce e vorba, fraților? Să nu vorbim despre aceste scandaluri. Deci n-a fost un scandal pe bune, este o luptă pe care o să o aveți pe teren, cum se zice. Adevărat, uite, vezi că ai spus-o de mâine. Mi-a scris scuze de la noaptea târziu. Tu ai văzut ce a postat Spike? Exact. Nenorocitul, cum să postezi acest? Cum să postezi? Cum, asta și e privat? Spus același lucru. Cine? Păi încearcă să fie, poate, cu glumesc. Hai să vedem cum se desfășoară evenimentul. Am înțeles așa, o să fie două scene și între scene 5.000 de oameni, nu? Deci o competiție între doi artiști, respectiv Spike și Irina Rimes, da? Fiecare artist cu scena lui, da. Și în mijloc un public integru, să spunem, nu? Este un eveniment care se întâmplă, cred că în toate țările, este Red Bull Sound Clash. Este a patra ediție de la noi din România. Da, el e internațional, da? Da, internațional. Și, practic, noi suntem cei doi norocoși care se vor lua la ceartă, la trântă muzicală. Muzical, da. Și am înțeles că există un decibel metru și, practic, voi o să cântați în 4 runde și după fiecare rundă publicul decide de care artist i-a plăcut mai mult. 5 runde. 5 runde, da. Și în funcție de cât de tare aplaudă, crește, vedem care câștigă runda. Hai să ne gândim la runde un pic. Începem cu warm-up, în care am înțeles că o să cântați câte piese fiecare, 3? Cred că 3 piese, 3. Normal, pe natural, nu? Adică nu se schimbă nimic. Doar încălzim. Original. Le cântați la rând. Știți asta? Adică 3 piese asta tu, 3 piese el? Știm. Da. Ah, ok. Și după aia vine, fii atentă, prima rundă am înțeles că este The Cover. Care e ceva, o piesă internațională sau o piesă de la noi pe care am ales de cover sau nu? Am ales, e o piesă internațională, oricum putem să spunem care e, dar trebuia să fie o piesă internațională, de câte am înțeles. A, tu nu știi ce o să cânte ea și tu nu ba știi nu, ce e același cover. E același cover, e același... care e interpretat în versiunea lui. Wow, cât de tare e asta. Și după aceea, stai așa să mă uit că eu le am aici, The Takeover. N-am înțeles exact conceptul ăsta. Începi tu o melodie și o termină Irina? Sau... Deci, încep eu o melodie de-a mea și el o preia. Și o cântă în... Cum vrea el. Face ce vrea din ea. După care el începe o melodie de-a lui și eu o preiau și o cânt cum vreau eu. Asta o singură piesă? Asta mi se pare cea mai tare rundă, mie. Da. Pentru că o să transform piesele lui și el probabil o să facă același lucru. Hai, vedem, că nu știm. Și, păi nu, că nu te-aș vedea cântând. Nu, știi tu să fii bărbat exact la fel. Cu siguranță o să faci ceva. Plus că eu știu să fii bărbat. Nu știi tu să fii femeie. Deci eu vă zic că disputa a început deja. E ceva, deja. Dar se simte aici, e un bit. Chiar nu știu, eu când am intrat eu m-am salutat cu Spike, dar el s-a salutat așa, cum, printre dinți cu mine. Păi el a luat lucrurile în serios. Eu cred că da. Există și o a treia rândă, se numește The Clash, în care vă reinterpretați melodiile proprii. Da, în alte genuri muzicale. Și am ales 3 genuri muzicale și reinterpretăm fiecare piesă. Practic, o să cânti manele în stil manele? Ba, nu o să cânt manele la treaba asta. Ok, bun. Tu te-ai gândit la ce melodii o să reinterpretezi? La ce? Și în ce stil te vei duce? La The Clash. Suntem la vorbește în lumea. Eu sunt Adela, el este Șurubel. Da. Așa. Și el este Spike. E bună. Da. Hai cu cuvintele tale. Asta o întrebare, dacă te duci în alte zone. Aveți o cafea, nu vă supărați. De fapt, eu fac asta permanent. Mie o să-mi fie și ușor și greu în același timp. Când va trebui să mă reinterpretez, pentru că eu deja fac asta în concertele mele. Și ori va trebui să revin la niște chestii, ori va trebui să mă îndepărtez foarte mult. De exemplu, piesele mele, iartă-mă că te întrerup, piesele mele în concert sunt toate, absolut toate rock. Corect. Și acum, de exemplu, la rock nu știu ce ar trebui să fac. Să iau o piesă care n-a fost cântată niciodată rock și să o cânt rock. Sau să faci din piesele tale rock să faci balade, sau din balade să faci... Măi, latino. Vă rog frumos să-ți dau idei de ce faci latino în atenția publicului. Vă rog din suflet. Latino? Da. Hai, mă. Da, te rog. Uite, aș vrea să ascult propaganda latino. Tot albumul. Nu mă referam la o singură piesă. Rupi. Sau Zeu. Wow. Da, Zeu latino. Rupi. Și cea mai tare rubrică, cea mai tare rundă din punctul meu de vedere, cred că o să fie runda a patra, care se numește The Wild Card, și în care o să aduceți fiecare către un invitat surpriză. Și acum...
Nu știu dacă aveți voie să ne spuneți. Păi avem voie, dar nu e fair, nu e ok. A, nu, n-avem adică voie. Eu, adică da. Nici noi nu știm care sunt invitații noștri. Eu n-aș putea să spun acum că e și Spike aici. Am el n-ar vrea să spună pentru că eu nu zic. Dar din, trebuie deci, să fie o surpriză da, pentru toată lumea. Da, trebuie să fie o surpriză. Din același gen cu voi sau a, din nu, alt gen muzical? Absolut orice direcție. O să chem și actor dacă vreau. Wow. Bun, hai să o luăm altfel. Trebuie să ne cunoaștem adversarul în general când intrăm într-o competiție. Care crezi că sunt punctele tare puternice, să zicem, hai nu? Să începem cu... Hai să începem cu... Să începem cu... Asta. Da, da, da. Nu știu, probabil faptul că am tot încercat diferite stiluri muzicale și mă simt foarte bine, sunt apele mele, și trupa pe care o am în spate. Cred că astea sunt. Și faptul că cânt. Acum în ce nostru... sens? Cum ai zis asta? Și te-ai uitat spre Spike și faptul că eu acum cânt. La rap, Spike mă bate. Dacă va trebui să dau ceva, Spike mă bate. Dar aș vrea să-l aud pe Spike cântând. Dar care sunt puncte... auzit până acum, dă drumul la radio. Care sunt punctele lui slabe? Acum le-ai zis, pe, le-ai zis punctele tale tari. Hai să vedem care sunt punctele lui slabe. Cred că îmi este place. Foarte încrezăzut. Că încrezător. Sunt. Da. Sunt, azi, și, na, de multe ori pierzi cu această atitudine, dar o să vedem. Eu sunt pentru ca cel mai bun să câștige. Și pentru mine nu contează atât de mult să câștig, cât să fiu foarte bună și să aduc un show foarte, foarte bun, poate cel mai bun show de la mine, fanilor mei, care or să vină, dar și fanilor lui. A, mulțumim, eu și Vani Menz, mulțumim. Asta e ce stai să trecem la punctele tale de la Spike? Bă, nu știu chiar, adică consider că am mai multă energie trecând prin multe genuri muzicale, pentru că și eu am încercat multe genuri muzicale. De manele tu n-ai încercat până acum, aparent. Așa că, plus unul la mine. Da, abia aștept să te aud pe tine. Așa și punctele mele care dar sunt... Dar de ce zici de tine că n-ai voce? Mie pe mine da, chestia asta chiar m-a deranjat. Cine a zis că n-am voce? Uite așa ți-a zis Irina, că are... Nu, a zis, a, zis nu. Că tu n-ai zis, zis că n-am, n-am zis că n-are voce. Nu, eu cânt melodic, el dă. Cum mă? Ascultă-mă ultima piesă, că e par... Care? Păi să dumă la radio. Ia-ți, ia-ți când merge la numărul 1 acolo? Ia-ți gumă, ia-ți geacă? Nu e. Care? Am lăsat o piesă nouă. Unde cântă Andia? Nu. Nu, cânt și eu. Sau Tudor Gheorghe? Drăguț, chiar nu, să știți că noi glumim, noi de fapt ne înțelegem și suntem da, foarte buni prieteni. Ni s-a dat din regie să ne certăm. Da. Să faceți da, da, da. Această sămânță de scandal și plantați-o în sufletele voastre. Credeți că fanii voștri și seamănă? Eu cred că se întâlnesc pe undeva. Da, da, și eu cred. Nu știu, oricum e un nivel de maturitate în, în stiluri. În ambele stiluri. Da. Ei, mulțumesc. Măi, eu o să fie tare. Nu știu cui să iau fie parte foarte de aici. Tare. O să fie foarte tare. O să fie foarte tare și ar fi bine să fiți acolo. O să fie foarte, foarte tare. Eu o să vreau să fiu printre cei 5.000 de oameni să țip foarte tare, dar eu o să țip, am voie să țip în ambele părți, nu? Am voie să dar țip cine te reține șurubel? Să țip? Nu, să fii printre cei 5.000 de oameni. Ia-ți bilet și du-te. Nu mă deține absolut nimeni și dacă nu o să fiu printre cei 5.000 de oameni, o să fie și pe voi o transmis concertul, deci o să fie totul perfect. Te-am aflat și noi ceva, nu? N-am auzit nu ce știam, nu știam că e... Aflat și el ceva nou, că o să fie concertul transmis pe Voio. Da, noi... Și eu am aflat ceva nou. Sunt foarte dacă multe lucruri noi pe care... Mama, asta înseamnă că rămâne în istoric. Sunt foarte multe lucruri noi pe care le-ați aflat amândoi astăzi. La emisiunea Vorbește Lumea de pe ProTV. Da, baftă, și... baftă multă. Abia așteptăm să vă vedem. Puteți să invitați și prezentatori de emisiuni la runda a patra, deci... Sigur, aici. Sigur, aici. Bun, deci concertul va fi la Romexpo pe 13, pe 13 mai, Red Bull Sound Clash. Și de asemenea transmis și pe Voio, ca să fie foarte, foarte clar. Mulțumim foarte frumos. Mult. Mulțumim și noi. Și noi mulțumim. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem.